nu pentru a vedea sosirea suporterilor străini pentru meciul de astăzi, ci pentru a întâmpina pe Andra, fiica de 32 de ani a lui Gigi Gheorghiu, care este stabilită de ceva vreme în America, a revenit în țară, vedem întâlnirea emoționantă dintre tată și fiică. Exact ca la surprize, surprize. După care trubadurul Gigi Gheorghiu, în lacrimi, va veni la emisiunea noastră să ne povestească despre nunta anului. Ciucă, asta e. Începem! Bună, Andra! Uite cum te așteptăm noi cu televiziunea la aeroport. Să știi că trebuia și tatăl tău să vină. Adică tu știi că trebuia dânsul să te aștepte, dar ce să vezi, te așteaptă ProTV-ul. Tatăl tău întârzie puțin, că e mare furtună în București. Hai să profităm de faptul că nu este tatăl tău. Spune-mi ce apreciezi cel mai mult la el. Ce apreciez la el? Faptul că putem să fim foarte buni prieteni. Deci este tatăl meu, dar suntem foarte buni prieteni și pot să vorbesc cu el despre absolut orice. Ne-am văzut în Miami acum câteva luni, când l-am prins acolo și da, încercăm să ne vedem de câteva ori. Deci reușiți. Da. Când v-ați văzut ultima oară? Acum câteva luni, câteva ai spus, luni, da? În Miami. Uh-huh. Uite că a venit și întârziat. am venit mai devreme puțin. Ai venit mai devreme? Păi de ce nu zici? Se face iubita lui tata. Este un copil extraordinar de bun. Eu îi mulțumesc Dumnezeu pentru darul pe care mi l-a făcut. Este un om extraordinar. Muncește foarte mult, prea mult după părerea mea. Și viața trece. Nu poți numai să muncești așa toată ziua. Ce a moștenit Andra de la dumneavoastră? În primul rând modestia, caracterul, perseverența. E un om muncitor. Tatăl se pregătește de nuntă. De la tine când auzim de o nuntă? Da. Deocamdată nu. N-am niciun gând de nuntă deocamdată. Da. Deci bănuiesc că nici de nepoți momentan, domnul Gheorghe. Eu mi-aș dori, mă și văd pe plajă la Venus cu căruciorul, cu alea. De unde? N-are planuri, fata. N-are planuri. Mă fac în vacanță călătorind. E a cam luat apucăturile mele. Nopotele de nuntă, păi ce să facem? Mai sunt câteva luni. Nu se cred. Dumneavoastră ați mai declarat că dumneavoastră credeți în căsnicie, da? Nu vă speriați. Ce nu? Nu pot să rămâi singur toată viața. Și nici nu vreau să mă duc să stau pe capul ei, să zic, băi, ține-mă că asta e situația, că sunt tatăl tău, te cheamă Gheorghiu. Când i-ai prezentat prima oară un băiat, cum a reacționat tatăl tău? Că tații de fete, na, sunt mai... Nu, eu sunt pentru. Da? Eu sunt pentru, da, dacă ea este fericită și dacă un băiat o face fericită, pentru mine este extraordinar. Nu s-a întâmplat niciodată să zică de cineva nu-mi place de el? Sau? Nu, doar dacă mie nu-mi place de el, deci e de parte cu mine, dar altfel nu. Îmi place mie de el și ea zice și nu, nu. Da. Ce plănuiești să mănânci? Ceva tradițional românesc, oare? Sau? Da. Avem acasă tradițional tot ce trebuie. Mi-a comandat maică să vezi că vine Andra, ia-i șorici. M-am dus, am luat șorici, am găsit. Ați dat peste cap, ați găsit șorici, da? Șorici, păi cum, fără șorici vine copilul. Așadar, iată-l, tatăl, și-a revăzut fiica, întâlnirea emoționantă la aeroportul Henri Coandă din București, iar acum Gigi Gheorghiu este aici cu detalii despre această revedere și despre nunta care se apropie și despre piesa pe care ne va cânta Gigi Gheorghiu. Mă bucur, domnule Gigi Gheorghiu, că ați revenit la noi la emisiune. Și eu mă bucur tare mult. Cum ai făcut tu? Te-am pupat și de la aeroport. Da, am văzut, dar cum s-a întârziat 45 de minute? Nu, n-am întârziat 45 de minute. Avionul trebuia să aterizeze la ora, la 6 jumate. Și a venit mai repede avionul? La 19:30. Eu stăteam liniștit că eu am venit acum 2 săptămâni și am stat o oră să ies din aeroport. Da, și tu ai zis, n-au controlat de-astea de vaccin. Da. N-a controlat-o nimeni, n-a întrebat-o de vaccin, n-a întrebat-o de test, n-a întrebat-o nimeni nimic. Deci a ieșit în 2 minute. Și eu mă gândeam, zic, stai că întârzi, eram pe afară. Și practic 45 de minute. Când am intrat eu ia deja, ia unde e tata? Mai vine tata să mă ia, nu? Echipa voastră deja era în acțiune. Zic, nu zic ce fază. 32 de ani are Andra. De când a mai fost face în țară? Face 33. A mai fost de vreo 2 ani. De vreo 2 ani. Da, mai tot vine că vrea să vadă pe bunica ei, să-și vadă rudele, verișoarele, mătușile de la Constanța.
Cu toate că în cei 32 de ani a stat mai mult în America decât în România. Păi da, e în America de la 9 ani. Deci de asta zic, de la 9 ani, practic viața e acolo, e. Da, da, da. Deci i-ar fi foarte greu să vină în România, cu toate că eu tot o zgândăr. Hai, nu vrei să vii, uite, ai acasă, ce, nu trebuie să muncești, nu trebuie să faci nimic. Da. Ai casă, n-ai datorii de tată la bănci, n-ai nimic. Ce exemplu de tată, nu trebuie să faci nimic, ce, nu trebuie să muncești, avem tot ce trebuie, numai ca să o aduci aici. Să eu așa i-am spus, păi chiar așa ar fi, aș munci eu pentru ea, asta e. Tată, nu te mai chinui, muncește 16 ore pe zi sau poate 20. Ce face? Acum a venit și de la ora 7 până la ora 3 dimineața, este în meeting-uri la San Francisco, sunt ăștia. Dar ea ce lucrează acolo? A terminat arta comunicării în mai multe domenii și lucrează la o firmă farmaceutică care face medicamente pentru boli foarte rare. Wow. Și are un salariu foarte bun, sunt bani, 10.000 pe lună, dar cu care rămâne doar cu 5. După taxe, după alea, dar oricum... E vorba de 10.000 de dolari și rămâne cu acești 5.000 de dolari. Este foarte mare, mai ales că s-au învățat acum cu ocazia pandemiei, lucrează de acasă... Dar călătorește și mult. Călătorește mult, da. Îi place să lucreze de la Miami, din Costa Rica. Așa, laptopul, ultima fază, în Costa Rica i-au furat rucsacul din mașină. Nu se știe cum au intrat, n-au spart nimic, au intrat, i-au luat rucsacul unde avea... Acolo laptopul este al firmei. Da, business-ul ei. Business-ul, da. Și a rămas fără și zic, și ce ți-au zis aia? Mi-au zis să rămân în vacanță. Perfect! Păi decât să stai în meeting de la, nu știu, 10 ore pe zi, mai bine vacanță. Ok, perfect. Oameni buni, Gigi Gheorgheu, un tată super relaxat și care încearcă să-și convingă fica că tot acasă e mai bine. Da, aș vrea, mie îmi place foarte mult. Aici, la noi, cum da, e, stai, cum că tu ai venit de câteva luni aici, că și tu stai foarte mult plecat. Nu, n-am venit de câteva luni, am venit de 2 săptămâni. De 2 săptămâni, da, maxim, da. Maxim. Și până pe 30 decembrie, septembrie mă întorc. Uh-huh. Am biletul de avion de întors. Dacă nu mă cheamă, cumva... Dar tu n-ai venit în aprilie? Testul de cetățenie. Tu nu în aprilie te-ai întors? Ai venit în țară? Suntem în iunie? Da. Nu, am venit în mai. Suntem la jumatea lui iunie, de asta. Am venit la sfârșitul lui mai. Uh-huh. Și te pregătești când te întorci în America pentru... Te rog. Ok. Nu. Te rog. Da, Ciucă, mă pregătesc. Cred că prindem o nuntă superbă, dar trebuie să ne luăm bilet de asta zic, la mergem în America. În America, da, pe 14 noiembrie. Mi-aduc aminte că am povestit prin Skype în direct și am și cunoscut-o. Da, da. Și da. Mi se pare genial asta, știi? Gigi Gheorghiu, bă, tată, sensoară. Să știi că și pentru mine este un mister. Nu? Da, eu nu înțelegeam, niciodată n-am crezut că mai fac pasul acesta. Da? Câți ani ai acum, Gigi? Să fie binevenit acum. Da. Împlinesc la anul 68. Nu, n-ai cum. Ba da. Nu, n-ai cum, jur, eu nu cred că tu ai 68 de ani. Asta e bun. Pe cum? Ia, dă-mi buletinul, jur, să mă uit eu pentru mine, eu nu cred că ai. La mângeantă. N-ai cum să ai așa, înseamnă că ai vreo rețetă, ai ceva, deci dacă te vede cineva, la modul cel mai sincer, nu îți dă mai mult de 50 și ceva de ani. Vă mulțumesc foarte mult, domnul Măruță. Pe bune, 67 de ani ai tu, 68 faci? Da, fac 68 pe 1 ianuarie. Deci oricum știu secretul, dar fie să aia, mă, dacă dragoste nu e, nimic nu e, iar dacă dragoste nu e, Gigi Gheorghiu a reinventat povestea asta și a zis, facem, tată. Da. Mai sunt și alte variante. Dacă dragoste nu e, să nu insistăm. Eu vreau să le spunem ceva oamenilor totuși, da. Că tu ai 67 de ani și jur, n-arăți, de asta ți-am zis, văd buletinul, da. Te credem pe cuvânt, dar n-arăți mai mult de 50. Acum dar cred că asta ți se trage de la câtă vitamina D ai încasat în fiecare vară pe litoral. Pentru că toată vara, da, pe litoralul românesc, cu rulota, era Gigi Gheorghiu. Și culmea, mi-am făcut analizele la New York și mi-au găsit deficit de vitamina D. Și trebuie să iau una pe săptămână de 50.000. Deci omul care a stat non-stop la soare. A fost vreo vară în care n-ai fost pe litoral? Nu, în cariera ta? Nu, și am declarat de fiecare dată, în fiecare an, am zis odată când nu voi mai fi la mare 3 luni, atunci e gata, tot. S-a terminat și asta e. Dar pentru tine cum să zic? Adică Gigi Gheorghiu îl vezi vara la mare, trebuie este să fie. Este un mod de viață, deci nu am cum. Așa m-am obișnuit de 40 de ani. Când era vara, la 1 mai eram acolo și plecam pe 1 noiembrie. Okay. Ce, ver, la mare. Ce veri era odată, bă, oameni buni! Era un soare, la sfârșitul lui octombrie, era un soare, de, îți venea să plângi că pleci de la mare. Și mai...
Și acum, la sfârșitul lunii, e o ploaie de... îți vine să plângi că... Băi, nu vine să cred. Eu acum trebuie să fiu la mare, dar n-am de ce să mă duc. Deocamdată. Să mă duc să ce? Asta, băi, îți dai seama, da. Corect, foarte tare. Eu am venit, special am venit pentru festivalul Forever Hit. Vreau să vă prezint. Este o chestie foarte frumoasă. Știi cum e? Forever Hit, prezentat de Forever Young. De Forever Young, da. Care va fi pe 18 septembrie pe Stadionul Național. Vă așteptăm acolo, va fi un spectacol magic, te rog să mă ajuți, va fi un spectacol magic, stai să-l ridicăm să se vadă. Păi da, de asta zic că se îndoaie așa să vedem. Uite, da. 18 septembrie cu Hathaway, Ace of Base, Snap, Sandra, Dr. Alban, No Mercy, știi cum e? All this, Bad Goldies, tati, asta e. Corect. Foarte fain, pe 18, unde scrie? 18 septembrie. Da, Stadionul Național. Și după asta nunta. Și după asta în noiembrie. după festival în noiembrie. Vă așteptăm acolo. Pe 18 septembrie. Da. Dar la nuntă la tine cine o să cânte? Știi, adică ne uitam la afișe. Vor fi, nu, tovarășii și nu vin, cred. Okay. Dar nu se știe. De asta știe, că... poți să am o surpriză. Dar vine cineva? Adică te-ai gândit la treaba asta? Sau faci vin foarte mulți artiști. Dar nunta o faci în America, nu? În America, da. La New York și s-au anunțat foarte mulți prieteni, artiști. Viitoarea mea soție are restaurantul Romanian Garden și ea invită și pentru turnee și pentru cântat la restaurant foarte mulți artiști care și-au făcut viză pentru de lucru prin ea. Dar vreau să te întreb, acolo în America anunțile sunt tot așa până dimineața sau sunt altfel? Cum sunt? Nu, acolo sunt 20 de persoane, fără muzică, fără nimic. Mănâncă doi covrigi și s-a terminat cu nunta. Salut și la revolvere. La revedere. Adică nu cu dar de nuntă, cu s-a furat mireasa. Nu există așa ceva, nu. Dar la noi va fi până la 4, 5, 6, da. 7. Se reorganizează un pic nunțile astea și în America, noi, da. Că de asta... Mamă, cât de tare. Dar tu o cunoști, de cât timp o cunoști pe Gabriela? Cunosc de foarte mulți zeci de ani. Da, mai apropiați așa când v-ați dat seama că voi chiar vă păi potriviți? Păi nu, dar noi am fost prieteni tot timpul, în toți anii ăștia din 92 încoace. Ia, este atât de 25 de ani. Eu acolo am cântat, da, de 30 de ani. Eu acolo am cântat la restaurant la ea mereu. Da, da, nu era, nu te gândeai vreodată că o să fii căsătorit cu ea, că o să te căsătorești cu ea. Eram prea bun prieten ca să stricăm ceva la final. Pe și? Ce ți-a venit acum? Știți cum e cu... Că se poate întâmpla. Exact. Da, sunt unii necăsătoriți 40 de ani, se căsătoresc ca și poimine divorțează. Păi vezi și tu ai grijă cu asta, că tu erai prieten cu ea de 30 de ani. Nu, eu sunt prietenă, așa, eu sunt... N-am, nu, dar cât a căsătorie? A doua căsătorie a ta, Gigi, nu? Cu mama Andrei? Provizorii au fost o grămadă. Provizorii. Stai bine, provizorii sau promisiuni? Și promisiuni și provizorii. Au mai fost. Știi cum e, până o convingi și zici că cârcă, mârcă, stai să vezi că uite, m-am gândit. Și până și apoi se răzgândește sau te răzgândești tu. După aia a plecat trenul, zic, o, plecă trenul, stai că nu mai am timp. Deci până acum cam câte, da, cu acte câte au fost? Cu acte, bă, una serioasă și încă una... Dar nu mai insista, că n-are sens, că trebuie să-mi aduc aminte. Eu deja sunt în vârstă, foarte în vârstă chiar. Dar știți cum e, nu... Băi, vreau să spun că ești genial, jur, adică... Ciucă, aici ar trebui toate la un pahar de vin să stăm cu Gigi Gheorghiu, să stăm la poveștile astea. În 40 de ani, tu îți dai seama... Da, deci 40 de ani, ori 3 luni la mare, tu îți dai seama câte povești, 4, câte promisiuni, 3, câte căsătorii... Da, la câte malumări, promisiuni? La malumări au fost o să grămadă. Să vedem câte ai dispus să ne spună. Nici nu mai știu. N-am cum să le enumăr pentru că nu mai mi-amintesc. Am prea multe amintiri. Și... Dar fii sincer cu mine. Ai avut momente de astea să vină cineva la tine pe litoral și să spună mai ții mintea cu 20 de ani noi doi când mi-ai promis? Sau când... Dar și acum vin. Și acum vin. Îți amintești? Îți mai amintești că acum 30 de ani ne-am întâlnit pe stradă în Constanța și eu zic, da, cum să nu-mi amintesc? De unde să-mi amintesc? Da, vin și îți mai spun momente frumoase. Sunt, da, tot timpul. Sau câte un tip vine. Băi, Gică, ți-amintești tu când am băut noi berea aia acolo? Nu, când? Acum 40 de ani. Ah, ți-am vorbit frumos. N-avea cum să uite omul, adică clar. El, da, dar eu...
Păi de asta zic, nici tu n-aveai cum să uiți. În fiecare adică... zi mi se întâmplă lucruri din asta. Ok, perfect. Deci Gigi Gheorghiu, oameni buni, unul dintre trupadurii muzicii românești și unul dintre oamenii care eu cred că și-a trăit viața la maximum și și-o trăiește. Și cel mai frumos. Tu nu? Eu cred că muncesc mult mai mult decât muncești tu și cred că tu ai mai mult timp de vacanțe, de... Eu sunt la program aici, sunt la serviciu, tu n-ai niciodată program. Tu ești artist când vrei tu, știi? Exact. Tu îți faci programul când vrei tu. N-am avut niciodată program, mulțumesc Dumnezeu, nu, nici nu mi-a trebuit. Azi ești aici la program, nu crezi că... Tu trebuie să fii, ninge plouă, trebuie să fii aici. Păi da. Eu nu. Acum am venit... Treci viața mai mult decât noi, nu? Da, n-aveam niciun plan pe ziua de astăzi și când m-a sunat și mi-a zis, dar nu vrei să vii... Aoleu, zici, n-aveam chef să plec de acasă de la buftea. Da. Pentru Măruță, pentru voi. Gigi Gheorghiu, oameni buni. Mulțumesc. Fii atent, fii atent. Vrei să sun cum dăm lovitura acum și ca audiență? Ce în câteva vrei? Momente, Gigi Gheorghiu o să ne dea rețeta pentru a rămâne mereu tineri și, cum să zic, fresh așa. Trebuie să ai o rețetă, trebuie să ai ceva, jur. N-am nicio rețetă, jur. Mănânci avocado, mănânci... Și dacă o am, nu am la mine. Câte un gref în fiecare zi, mănânci, faci da, ceva. Da, mănânc, mănânc. Bei 3 litri de apă, faci ceva, ai tu o șmecherie. Da, n-am nicio șmecherie, nici mâșcare nu fac. Nu? Nu, mă și mașină, plec... Dar așa e gena de la, din familie? Cred că da. Cred că da, da. Fiica mea are 33 de ani face anul ăsta, dar zici că are 14 ani. Când am văzut-o acum când a venit, am zis, e la grădiniță fata asta. Da, deci bine. Mă rog, acum ca să le spunem oamenilor, trebuie să recunoaștem că tu ai descoperit și fructul pasiunii. În toți anii ăștia pe litoral, Gigi. Ați judecat. Hai că răși cântă Gigi imediat. Dar fii atent, stai că mai vreau să stăm de povești.